Din imagini se vede cum câteva tinere care ar fi din Republica Moldova prestează servicii sexuale online. Culmea este că scenele au avut loc în mai multe locuri publice din Chișinău, cum ar fi, de exemplu, câteva biblioteci din capitală. În spatele lor apar titlurile a câtorva reviste cunoscute de la noi în limba română. Aici fetele își luau cărți de pe rafturi și veneau în sala de lectură, dar în loc să citească, se dezbrăcau în fața unui computer, însă nu înainte de a se asigura că nu sunt văzute de angajații bibliotecii. În alte secvențe publicate pe internet, o blondă și o brunetă se plimbau dezbrăcate printre rafturile pline cu cărți și eșetalau părțile intime ale corpului în fața unui client virtual. Mai mult, tinerele își delectau clienții și cu alte scene fierbinți, sărutându-se. Aceleași fete au apărut în ipostaze similare și în câteva cafenele din capitală. Din imagini vedem că aceeași brunetă care a apărut în filmulețul anterior s-a dezbrăcat și a flirtat relaxat cu un client virtual chiar în sala unde clienții își savurau cafeaua de dimineață. Indiferent de locațiile în care au avut loc astfel de scene erotice, fetele par să nu aibă inhibiții. Tinerele nu se sfiesc de ceea ce fac nici atunci când în sala de lectură intră un copil. Contactați de Jurnal TV, responsabilii de la Procuratura Generală, dar și cei de la Inspectoratul General de Poliție spun că vor ancheta acest caz luni când vor reveni la serviciu. Iar șeful Agenției de Stat pentru Protecția Moralității, instituția aflată în subordine Ministerului Culturii, nu a răspuns la telefon pentru comentarii.